Un bărbat de 58 de ani a fost accidentat luni de o mașină pe o trecere de pietoni din Baia Mare. Conducătorul auto, un tânăr de 31 de ani din Ardusat, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0. Pietonul a fost de asemenea testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,14 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii din Borș au fost sesizați luni că la unitatea medicală s-a prezentat un bărbat care a declarat că a fost victima unui accident rutier. Polițiștii au constatat că omul avea dreptate. Verificările efectuate au relevat că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, s-a angajat în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure, fiind accidentat de un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani din Borșa. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0, iar pietonul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul accidentat nu a necesitat internarea.